Deși oceanele reprezintă o parte atât de importantă a vieții noastre pe Pământ, adevărul este că există o mulțime de lucruri pe care încă nu le cunoaștem despre ele. De fapt, este estimat că omenirea a explorat mai puțin de 20% din acestea. Asta nu înseamnă că ne sunt total necunoscute, însă înseamnă că în ocean se pot ascunde lucruri care ne pot surprinde chiar și acum. Uneori, aceste lucruri părăsesc oceanul dintr-un motiv sau altul și ajung pe uscat, unde sunt mai apoi descoperite și admirate de oameni. Un calamar uriaș. Calamarii și caracatițele uriașe au inspirat timp de secole legende și mituri, însă în toate aceste povești există și un sâmbure de adevăr. Deși ei sunt rare ori observați, calamarii uriași există, locuind în principal în apele adânci. Aceste creaturi gigantice sunt cele mai mari nevertebrate din lume, așa că nu este surprinzător faptul că au inspirat atât de multe povești, chiar dacă dimensiunea lor nu este nici pe aproape precum cea a legendarului Kraken. În octombrie 2013, un calamar uriaș a ajuns pe o plajă spaniolă. Creatura avea o lungime de 9 metri și o greutate de 180 de kilograme. Pe lângă dimensiunea sa incredibilă, specimenul uriaș are și cei mai mari ochi din regnul animal, la fel de mari precum un cap uman. Acesta este lucrul care le permite calamarilor să vadă în adâncurile mării, acolo unde lumina disponibilă este aproape inexistentă. Deși a fost puțin mai mic, 7 ani mai târziu, un alt calamar gigant a fost descoperit naufragiat, de data aceasta în Golful Britania, Africa de Sud. Specimenul era neobișnuit de intact, măsurând peste 4 metri lungime și având o greutate de aproximativ 330 de kilograme. Este estimat că acest specimen avea 2 ani atunci când a murit, însă calamarii giganți pot trăi până la 5 ani și pot ajunge la lungimi de 13 metri. Krakenul indonezian. Așa cum am văzut deja, calamarii uriași există, așa că atunci când o creatură extrem de ciudată a naufragiat pe insula Seram din Indonezia în mai 2017, locuitorii credeau că au în față bestia marină legendară. Totuși, exemplarul era deja mort de ceva timp, așa că descompunerea a alterat corpul creaturii atât de mult încât nu a mai putut fi recunoscut cu ușurință. Deși a fost inițial confundat cu un calamar uriaș, s-a dovedit că animalul naufragiat avea de fapt un craniu, un maxilar vizibil și o coloană vertebrală. Astfel, masa ciudată descoperită în Indonezia pare să fi fost de fapt o balenă. Majoritatea balenelor se scufundă imediat după moarte, însă este posibil ca trupul neînsuflețit al animalului să fi fost menținut pe linia de plutire de gazele bacteriene suficient de mult pentru a ajunge pe plajă. Lancet Fish. În mai 2014, vizitatorii unei plaje din Carolina de Nord au descoperit un pește fără solzi și colți mari care, deși părea naufragiat, încă era în viață. Peștele a fost mai apoi identificat ca un lancet fish, un prădător nocturn care în mod normal nu se apropie de țărm. Specimenul a fost eliberat înapoi în ape, însă a naufragiat la scurt timp după, ceea ce a sugerat că era mult prea bolnav pentru a se reîntoarce în mare. Delfinul demon. Așa cum am putut vedea în cazul anterior, moartea poate schimba drastic aspectul unui animal. Asta s-a întâmplat și cu delfinul demon, al cărui cadavru a fost adus de apă pe Sahalin pe o insulă din Rusia în 2015. Creatura prezenta un cioc alungit, ceea ce a făcut pe martor să creadă că era vorba despre un delfin, însă creatura avea și ceea ce părea a fi blană. Vinovatul ar fi putut fi un fel de deteriorare a pielii, însă alți martori oculari au observat că specimenul prezenta și labe. S-a ajuns la concluzia că el era un pui de balenă cu bot, însă teoria nu a putut fi confirmată deoarece cadavrul a fost tras înapoi de către mare la scurt timp după. Un monstru păros. În 2018, o creatură ciudată și uriașă a naufragiat în provincia Oriental Mindoro din Filipine. Locuitorii au fost surprinși de bestia care apăruse pe plaja lor, deoarece nu au mai văzut niciodată ceva similar înainte, așa că i-au oferit numele The Globster, o masă organică neidentificată care a naufragiat pe o plajă. Singurul lucru clar era că rămășițele aveau cel puțin 6 metri, iar mirosul său era de nesuportat.
În cele din urmă, oamenii de știință au determinat că cel mai probabil creatura a fost de fapt cadavrul în descompunere al unei balene și că părul care acoperea rămășițele era format din fibre musculare descompuse. Monstrul din Montic. În iulie 2008, un cadavru cu aspect bizar a naufragiat pe plaja Montic din New York. Creatura părea să aibă cap de pasăre, însă partea inferioară a maxilarului prezenta dinți vizibili. Nu doar atât, însă trupul său părea oarecum canin, chiar dacă era complet lipsit de păr. Rămășițele nu au putut fi niciodată analizate în detaliu, deoarece cadavrul a dispărut la scurt timp după descoperire. Cu toate acestea, zoologii care au examinat poza au declarat că ar fi putut fi vorba despre un raton bolnav. Animalul și-ar fi pierdut părul, iar mai apoi maxilarul său superior s-ar fi descompus suficient de mult pentru a da aspectul unui cioc. Mai târziu, un trio de bărbați de pe insula Shelter, localizată în apropiere, au recunoscut că au găsit un raton mort și i-au făcut o înmormântare vikingă, dându-i foc pe apă. Totuși, nu este clar dacă cei trei doar au căutat atenție, mai ales pentru că teoria a fost ignorată de mulți oameni din moment ce picioarele unui raton sunt mult mai scurte decât cele pe care le avea creatura din Montic. Blobul chilean. Această masă organică imensă a fost descoperită pe plaja Pinuno din Chile și este notabilă în special datorită dimensiunii sale. Creatura măsura o lungime de 12 metri și avea o greutate de 13 tone. Textura cadavrului era parțial translucidă, așa că mulți biologi au crezut inițial că era vorba de rămășițele unei specii necunoscute de caracatiță uriașă. La început, cercetătorii nu au putut determina originile creaturii, însă în 2004, la 2 ani după descoperirea sa, studiile ADN au arătat că masa aparținea unui cașalot. Mai exact, creatura naufragiată pe plajă era o masă mare de țesut adipos. Rechini fără ficat. În mai 2017, coasta Africii de Sud a devenit scena unei investigații criminale după ce trei mari rechini albi au naufragiat pe țărm. Partea cu adevărat ciudată este că unuia îi lipsea inima, în timp ce celorlalți le lipsea ficatul. Oamenii de știință au efectuat necropsii pe toți cei trei rechini, încercând să descopere cauza morții lor. Într-un final, ei au reușit să descopere și vinovatul, orcile. Orcile sau balenele ucigașe sunt cunoscute pentru faptul că atacă rechinii pentru a le mânca organele, iar ficatul este o gustare pe care o preferă în mod deosebit, deoarece este plin de grăsimi și bogat în nutrienți. Monstrul din Noua Zeelandă. Acum câțiva ani, o creatură de 9 metri cu dinți ascuțiți a naufragiat în Golful Plenty din Noua Zeelandă. Cadavrul a fost atât de zdrobit încât martorii au crezut mai întâi că ar putea fi rămășițele unui aligator sau chiar ale unui monstru necunoscut până în acel moment. Mai târziu, biologii au declarat că datorită cozii distinctive a creaturii, cadavrul aparținea cel mai probabil unei balene ucigașe. Peștele pescar. Peștele pescar este una dintre cele mai distincte animale marine, deoarece își produce propria lumină pentru a-și atrage prada. În general, peștele pescar preferă apele adânci și întunecate, habitatul său obișnuit găsindu-se la o adâncime medie de 900 de metri. Din acest motiv a fost o adevărată surpriză după ce unul a naufragiat pe o plajă din California într-o stare excepțional de bună. În întreaga lume există peste 200 de specii de pește pescar, experții stabilind că specimenul naufragiat este cel mai probabil un pește fotbal din Pacific. Un pește pescar fotbal poate crește până la 0,6 metri, însă masculul poate atinge doar câțiva centimetri, deci exemplarul naufragiat a fost în mod clar o femelă. Hoodwinker sunfish. Peștele hoodwinker este o specie descoperită relativ recent, despre care nu se cunosc atât de multe lucruri. Totuși, oamenii de știință știau că specia trăiește în principal în emisfera sudică. Din acest motiv, întreaga comunitate internațională de biologie marină a fost șocată când în 2017 un exemplar de peste 2 metri a ajuns pe o plajă din California. Deoarece specia este atât de rară, cercetătorii au avut nevoie de câteva zile
doar pentru a identifica creatura. Mai târziu s-a dovedit faptul că acest tip de pești pot fi găsiți chiar și în apele de lângă Alaska, însă descoperirea inițială a fost cu siguranță surprinzătoare pentru toți cercetătorii și a dovedit din nou că încă există multe lucruri necunoscute despre ocean. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.